Bună, dragilor! De data aceasta veți vedea cum pictez ghiocei. În această poză vă prezint toate produsele folosite în acest clip. La fel și în aceasta, însă pozate produsele de deasupra. Și începem. Coaja semipermanentă numărul 47 de la Diamond Nails. Îmi pictez uniform tipsul, după cum vedeți în imagini, și voi pune la uscat. După ce am scos din lampă, fără să degresez, cu pensula Nail Art de la Diamond Nails și cu gelul alb Karat French Over Gelaxio de pe tienda, pictez aceste liniuțe albe, care mai târziu veți vedea fiecare ce rol au și ce significă, la ce mă ajută. La toate produsele folosite în acest clip, fetelor, aveți în secțiunea descriere linkurile de unde puteți să le comandați și nu uitați, pe fiecare site aproape am câte o mică ofertă, câte un mic cod de reducere. Așa că uitați-vă în secțiunea descriere, iar acum o suc la lampă. După ce am uscat la lampă prima parte, care ați văzut-o, continui să mai creez niște liniuțe albe, după cum vedeți, însă am vrut să usuc la lampă pentru că am considerat că nu vreau să fi nedegresată culoarea albastră să, nu știu cum să vă spun eu, să se blureze puțin, să nu mai fie atât de exacte liniile acestea albe, înțelegeți? Să se, nu știu, prin stratul de dispersie, adică stratul acela lipicios, să se mânjească, păteze, habar n-am cum să vă explic, dar cred 100% că înțelegeți despre ce este vorba. Prea multe nu am ce să vă explic despre ce pictez, o să înțelegeți voi sau încercați să vă imaginați cum arată ghiocei sau să vă uitați într-o poză și să vedeți. Deci acum îmi creez modelul. Nu am ce să vă explic practic despre model, ci mai mult despre produse. Așa că nu uitați, după cum vă spuneam, la Diamond Nails este reducere de 20% dacă comandați de pe site-ul lor și, bineînțeles, la comenzile mai mari, adică nu cred că la comenzi de 50 de lei vi se merită să primiți o reducere de 20%. Așa, la BAF, dacă comandați doar de pe linkurile mele, deci doar de pe ele din secțiunea descriere, adică nu intrați de pe Google, la fel primiți 10% reducere dacă puneți în secțiunea comentarii codul BAF 367, ceva de genul, dar toate detaliile astea le găsiți mai sigure și mai ușor explicate în secțiunea descriere. Așa că nu uitați să intrați în secțiunea descriere în cazul în care doriți să comandați unul sau mai multe dintre aceste produse folosite de mine. Nu uitați să vă abonați și la canalul meu dacă vă place cum explic, ce lucrez și până și ofertele mele, pentru că acestea sunt niște colaborări cu diferite site-uri, branduri de produse, bineînțeles, care mie îmi plac, nu sunt degeaba colaborările acestea, așa că cu tot dragul și cu toată încrederea puteți să comandați aceste produse pentru că eu le folosesc zilnic în salon la toate clientele mele. Aștept în comentarii întrebări, păreri, nu știu, răspunsuri, ce mai vreți voi. Aștept comentariile voastre, abia aștept să văd ce îmi scrieți și, bineînțeles, dacă vreți, puteți și să distribuiți clipul video pe diferite site-uri de socializare ca să vadă cât mai multe lume acest video. După ce am făcut aceste liniuțe albe sau picturică albă, usuc din nou la lampă. În această poză vă arăt exact ce culori urmează să folosesc. Bun, și după ce am uscat la lampă partea albă, tot așa fără să degresez, am început cu 08 BAF. Pe sticluță așa scrie 08, însă pe site îl găsiți 0810.
pardon. Lucrez în continuare cu pensula Nail Art de la Diamond Nails și pe rând cu fiecare culoare sau diferite culori, asta pentru a avea un aspect cât mai drăguț al frunzelor, deoarece nu cred că voi vă uitați la vreo floare sau ceva și vedeți că are culorile perfect uniforme. Aici folosim 168 parcă de la Coco. Sunt niște produse destul de accesibile, spun eu, 36 de culori. Chiar acum am căutat pe Google, am găsit până și cu aproximativ 70 de lei, 36 de culori și vă spun sincer, mai am eu prezentat în clipurile mele marca aceasta. Sunt super, super pigmentate, după cum vedeți, acoperă dintr-o singură culoare. Aici folosesc 0,75 Coco, aceasta mai închisă de jos. Și tot așa amestecându-le. O să vă las la fel în descriere link de unde să comandați aceste geluri Coco. Sincer vă spun, este de pe ocazii parcă, deci nu am nicio colaborare aici, nu aveți nicio reducere, dar vă zic eu că nu mai trebuie să aveți și reducere la 68 de lei, 69 parcă am văzut, nu mai știu, chiar acum mă întreba o fată și am căutat și am dat linkul. La 69 de lei zic eu că nu mai aveți nevoie de nicio reducere la 36 de culori. Mi-ar fi plăcut să vă dau și aici un link de reducere, ceva, dar n-am găsit niciun site cu care să colaborez pentru acestea. Bun, și nu prea am ce să vă descriu, așa că vă mai zic o dată, nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă vă place ceea ce lucrez eu. Și dacă vă place tocmai așa de mult, puteți și să distribuiți videoclipul meu pe site-urile de socializare. În secțiunea descriere aveți link-uri cu site-urile de unde să comandați produsele folosite, cu ofertele, cu reducerile pentru produse și așa mai departe. Așa că eu o să trec mai departe, pentru că nu știu ce să vă mai spun altceva. Bineînțeles, la final o să vedeți scrie lampă, deci la finalul acestei părți vreau să spun, pentru că videoclipul este compus din mai multe filmulețe. Și la finalul acestei părți veți vedea iarăși scris lampă pe ecran, deci înseamnă că usuc la lampă. Eu folosesc lămpi de 48 de wați și respectiv 60 de wați. Așa că nu mă întrebați câte minute la LED sau câte minute la UV, pentru că lămpile mele sunt combinate. Și dacă mă întrebați de unde le-am cumpărat, le-am cumpărat de pe site-urile din alte țări, alea ieftine. Așa că n-am ce să vă ofer aici vis-a-vis de o ofertă sau așa ceva. Trecem mai departe.
Aici amestec puțin negru cu finish, cu strat de dispersie. Bineînțeles, finish-ul este transparent. Asta pentru a păta puțin ghiocei, să nu fie chiar atât de alb, pentru că nu sunt în realitate chiar atât de albi, imaculați. Și după cum vedeți, nu are importanță să fac chiar pe toată partea, deci așa haotic, pentru că la final nu se va vedea, va arăta foarte frumos. Și pe urmă, bineînțeles, voi pune iarăși la lampă. Cu gelul negru 018 de la Diamond voi crea niște liniuțe super, super subțiri pentru un contur, nu neapărat că ar trebui, ci pentru aspect, ci pentru ca să arate mai plăcut, mai bine. Deci, asta nu este o chestie care e chiar necesară sau nu știu cum să zic, dar arată mai bine la final, deci când e gata modelul. Nu face parte din realitatea de zi cu zi a unor ghiocei văzuți în grădină sau pe câmp. Deci dacă ne vom uita, nu vom vedea să aibă un contur din liniuțe negre. Așa că asta depinde de voi sau cum să zic, rămâne la alegerea voastră dacă vreți să faceți asta sau nu. Însă mie mi se pare foarte drăguț și nu știu dacă vedeți, dar conferă un aspect plăcut. La final, bineînțeles, să uscăm la lampă. Și mergem mai departe. După toate aceste proceduri, voi aplica finish într-un strat destul de generos, pentru că am ușoare denivelări datorită picturii și atunci voi încerca să creez un ușor apex din finish. Depinde ce finish aveți, pentru că nu toate finish-urile rezistă. Dacă la unele pui stratul prea gros, crapă, deci nu rezist, așa că eu pe tipsuleț mi-am permis să fac lucrul ăsta, însă la o clientă nu vă recomand să faceți treaba asta, deoarece a doua zi o să-i fie crăpat finish-ul și o să vă întrebați din ce cauză. Deci dacă acum dumneavoastră voi vă uitați foarte atente, vedeți că este puțin denivelată tipsulețul, așa că în momentul următor iau o bulă mai mare și după cum vedeți încerc să acopăr denivelările și pe urmă pun la lampă. Este un finish cu strat de dispersie, adică strat lipicios și după ce scot de la lampă, după un minuțel, în momentul în care se răcește, degresez. Bun, am uscat la lampă finish-ul după circa un minuțel, după ce s-a uscat tipsulețul, am degresat cu o dischetă îmbibată în cleaner. Și acum cu gelul French White Carat Over de la Gelaxio, comandat de pe site-ul Tienda și bineînțeles cu aceeași pensulică Nail Art de la Diamond Nails, voi picta din nou niște contururi, da, ale ghiocelor. Mă scuzați, fetelor. Să știți că am emoții la fiecare videoclip în momentul în care registrez vocea, nu doar la primele, să zic așa, pentru că acum sunt mai veche în domeniu, dar nu are importanță. Am emoții de fiecare dată. Să vă explic cum e chestiunea și cu minuțelul acela despre care vă ziceam.
Minuțelul acela are foarte mare importanță pentru că, virgulă, chiar zilele trecute, una dintre urmăritoarele mele, aici pe canalul meu, îmi lăsase foarte multe comentarii zilele trecute, fiind, cred că, chiar în zilele de Paște, foarte drăguț și foarte interesant, în sensul că cred că ea lucra, exersa pe tipsulețe sau, nu știu, poate chiar pe persoana acasă, unghiuțe. Și m-a întrebat de ce îi se mătuiește finish-ul care este cu strat... adică cu strat de dispersie, dar nu asta vreau să spun, care trebuie să fie lucios, adică nu avea alt finish mat. Avea un finish lucios și de ce în momentul în care îl scoate din lampă și îl degresează, îi rămâne mat, urât. Băi, și tot te-am întrebat-o, zic, sigur îți este lucios? Nu cumva este mat? Nu, este lucios, zicea fata. Bun, și atunci ce variantă puteam să mai am la dispoziție ca să o ajut? Și am spus, în momentul în care scoți din lampă, după ce ai uscat finish-ul, lasă un minuțel să se răcească unghiuțele, tipsul. Și pe, mă scuzați, pe urmă degresezi. Și zic, când ai încercat, chiar te rog să-mi spui dacă asta a fost motivul sau nici acum n-a ieșit, n-am rezolvat problema. Și să știți că mi-a scris, deci în momentul ăla a zis, acum voi încerca, și după câteva minuțele, să zic, aproximativ o oră, mi-a dat răspuns și mi-a zis, da, acesta a fost motivul. Mulțumesc tare, tare mult, m-ai scos din belea. Adică vreau să scot în evidență că da, deci de Paște ea a exersat. Și da, și voi fetelor atunci încercați să respectați ideea asta că lăsați un pic la răcit unghiuțele după ce scoateți din lampă. Nu numai finish-ul, și gelul, da? Dacă ați făcut apex-ul, lăsați un pic să se răcească, pentru că el, să zic așa, în ghilimele și pe românește, cum îmi place mie să vă exprim, se pune lampă practic la copt, cum mai pune o bucată de carne la încins în tigaie. Așa e și cu gelul, de aceea uneori arde exagerat unghiuțele, pentru că e pus în strat gros și unghiuțele clientei poate mai să și puțin subțiri, subțiate, slăbite. Și atunci, de asta se întâmplă treaba asta. Nu e o problemă atât de mare faptul că arde, soluția ar fi să puneți mai subțire. Bun, am terminat această etapă și pun la lampă la uscat și pe urmă când scot, degresez iarăși. Bun. Am degresat practic pictura albă, liniuțele albe, iar acum pe paletuța mea am amestecat finish cu strat de dispersie cu puțin alb și a ieșit puțin finish lăptos, să zic așa, și după cum vedeți îl pun în zonele astea așa, mai aiurea, nu mă interesează să fie exact, pentru că în momentul următor voi presera puțin sclipici. Îl aveți în poza cu detaliile ca să vedeți exact ce sclipici este, nu mai știu exact ce marcă, dar chiar nu știu, deci ori vă uitați în poză, ori vă uitați în secțiunea descriere a clipului și vedeți exact ce sclipici este și de unde îl puteți comanda. Și deci după ce am terminat de pus finish lăptos, să zic așa, presar sclipici peste și pun la lampă la uscat. Tot așa, nu mă întrebați câte minuțele, pentru că v-am zis folosesc lămpi de 48 și respectiv 60 de wați și atunci, având combinat LED cu UV, eu nu știu să vă zic exact cât ar trebui la LED sau cât ar trebui la UV, pentru că ale mele fac treaba ambelor variante de lămpi. Scutur excesul și pun la uscat. Permiteți-mi o glumiță, desclipicesc după ce am uscat bine la lampă și cam acesta este finalul. Da, ia uitați, am ajuns la final. Gata, am terminat. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă v-a plăcut, să beneficiați de reducerile site-urilor, produselor cu care am lucrat eu în acest clip. Vă uitați în secțiunea descriere și nu uitați să vă abonați și să mă susțineți și să puneți comentarii și v-am pupat!